Tare tuturor, numele meu este Alex și astăzi voi face videoclip la iepuraș. Începem cu iepuraica asta, cu 9 puișori, pentru că unul a murit. A căzut printre scânduri și s-a dus jos și am pus ceva acolo. Nu mai e acolo. Începem cu unul de aici. Deja le dau și ochișorii. Azi le dau ochișorii. Ăsta a ieșit afară. Să-l bag înapoi. Ha. Deja trebuie să-i scot acest lemn, pentru că deja le-a dat ochișori și nu mai e nevoie să stea aici în cuib și trebuie să înceapă și ei să mănânce. Ia uitați, este unul negru. Și numai să văd câți mai sunt. 3, 5, 6, 7, 8. A mai murit unul. Da, cred că l-a luat fratele meu și nu mi-a zis, a uitat să-mi zică. Ia uitați, ce drăguț sunt. Mai are 8. Bine și ăștia, că dacă trăiește, că cred că trăiește, că sunt toți măricei. Ia uitați, are unul negru și un mai negru spre gri, mai deschis, maro. Ia uitați, deja au început să umble. Și mâine o să desfac asta. Cuibul aici. În rest, toți iepurii sunt bine. Și ăștia de aici le-am dat azi ori, s-a mâncat tot. Foarte frumos și foarte frumoase iepuraicele astea. Aici nu mai am nimic. Trebuie să scot cartonul ăla de acolo. Iepuraica asta trebuie să fete pe 15, după cum știți. S-ar trebui să-i mut cuibarul aici. Sau nu cred că mai pun nimic, pentru că cred că o stresez. Cred că o stresez și nu vreau să mai fete. Ia uitați aici. Aceasta iepuraică sau iepuroi, ce-o fi. Cred că iepuroi. Aici o iepuraică și doi iepuroi. Foarte bine așa. Aici am mutat sus, aici am mutat cloșcuța asta cu 7 puișori. Aici. Sapă, mâncare, am mâncat, uiteați cum mai de când intră de pe acolo, trebuie să-i pun într-o tăviță ceva. Iepurul ăsta e foarte bine, s-a îngrășat foarte bine. Aceasta de aici e iepuraică. Iepuraică aceasta, aici. Ia uitați-o. Și iepureul acesta. S-a cam moldărit de acolo, dar nu e problemă. Și acest iepure care o să-l sacrific, după cum știți. Acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să puneți un like, subscribe. Și ia să vă adăși prietenilor și mi-a lăsat cu mine. Pa, pa!